Primăria municipiului Târgu Jiu își bate recordul colindătorilor pe care îi așteaptă în acest an. Până în momentul de față, 6.000 de doritori s-au înscris la sesiunea de colinde de anul acesta. Autoritățile se așteaptă ca acest număr să mai crească. Astfel, vor pregăti 6.500 de pachete pe care să le ofere celor ce calcă pragul instituției în perioada colindatului aferent sărbătorilor de iarnă. Edilul Marcel Romanescu declară că acest lucru nu poate decât să-l bucure, considerând că s-a creat o relație deosebită între comunitatea școlară, părinți, profesori și autoritatea publică locală. Este peste așteptări, acum sincer să vă spun, deși am văzut și am organizat evenimentele de pe stadion, evenimentele de absolvire, nu-mi imaginam că sunt atât de mulți doritori pentru perioada de colindat la Primăria Municipiului Târgu Jiu. Avem 6.000 de copilași, de tineri, care deja s-au înscris pe listele noastre, pregătite din timp, cu un anumit program orar, și mai avem 500 de poziții în care 500 de copii din Târgu Jiu pot să se înscrie la direcția de evenimente pentru a putea participa în aceste zile la colindat în Primăria Municipiului nostru. 6.500. Raportat la ce am avut în anii trecuți, pentru că în niciun an n-am depășit 5.000 de solicitări. Cred că este și un lucru benefic determinat de faptul că până acum 2 ani de zile nu întâlnisem pandemia. Iar oamenii, cumva copiii mai ales, se bucură de faptul că au libertatea de a merge la colindat chiar și pe la instituțiile publice. Am înțeles că și la Consiliul Județean e un număr destul de mare de copii înscriși și la Primăria Municipiului Târgu Jiu, așa cum vă spuneam, suntem în jurul a 6.000 de solicitări. E foarte bine. Pe de altă parte, mă bucur din suflet că s-a creat o relație deosebită între noi ca autoritate și comunitatea școlară din Târgu Jiu și că familiile, profesorii și copiii apreciază de fiecare dată acțiunile pe care le desfășurăm.